Printr-o serie de proiecte, administrația locală a comunei Dâmbovițene-Morteni a reușit să achiziționeze o serie de utilaje pentru a se putea gospodări. Ținând cont că există în zonă 10 de kilometri de drumuri agricole, șanțuri de decolmatat și terenuri de întreținut, utilajele achiziționate au adus la buget o economie substanțială. La ora actuală se cheltuie doar 5% din cât s-ar fi cheltuit dacă aceste lucrări s-ar fi făcut cu firme de specialitate. Avem, să zic așa, din anii trecuți achiziționate mai multe utilaje. Am achiziționat o autobasculantă, un 6x4. Scopul acestei achiziții a fost pentru a ne gospodări și a face tot ce înseamnă drumul de exploatație agricolă cu utilajele noastre. În afară de această autobasculantă 6x4, am achiziționat un autogreder prin afir, prin gal, care tot așa, în proporție de 90% din drumurile extravilane am reușit să le îndreptăm. Bineînțeles că unele din ele au avut o transformare în sensul că am cărat foarte mult material pe ele și le-am îndreptat după aceea. Deci drumuri care nu erau practicabile absolut deloc, deci erau șleaurile de peste o jumătate de metru. După care am mai achiziționat încă o volă. Este un pic mai ciudat așa la o primărie să iei o volă, adică pare un pic ciudat, dar vă spun că este de mare folos pentru orice localitate. Pentru că am avut la un moment dat cu Apele Române o convenție de colaborare pentru a decolmata râul Neajlov, pentru că se colmatase de-a lungul vremei, niciodată n-a fost curățat. Dumnealor a venit cu utilajul dumnealor, noi le-am pus la dispoziție combustibilul și au curățat, să zic așa, albia în râul lui Neajlov. Legea spune că până la 50 de centimetri, mai jos nu au voie. Materialul ăla cu pământ, cu piatră, cu ce a mai fost pe acolo, înțelegerea a fost ca să-l luăm, să-l punem pe drumurile de exploatație agricolă, pentru că e și foarte urât acolo pe mal lăsat. Și această volă despre care vorbeam ne-a ajutat foarte mult. Adică mașina noastră, autogrederul nostru, vola noastră și mai avem și un buldo mai vechiuț care ne mai cârpim cu el. O să fac un proiect și să iau unul nou și un buldo excavator. Pentru că cel care îl avem mai probleme și mereu ne suntem obligați să investim în el și sculă tot nu mai avem. Pentru că asta este vârsta și trebuie să ne achiziționăm unul nou ca să avem cu ce face treabă. Pentru că e nevoie în localitate, sunt și cetățeni care solicită mereu pentru anumite servicii și o să nu l-am trecut în lista mea de investiții pe viitor, dar l-am o să-l țin minte și o să-l trec. Deci este un obiectiv pe care o să-l implementez. S-a reușit ca la ora actuală Comuna Morteni să aibă majoritatea drumurilor agricole modernizate și pietruite. Recent s-a obținut printr-un proiect depus pe AFIR suma de 1 milion de euro pentru amenajarea a încă 12 kilometri de drumuri agricole.